astăzi vom încerca să facem un setup de gaming în mașină, să ne jucăm un meci de Fortnite și bineînțeles că o să încercăm să-l și câștigăm. Mulțumesc foarte mult Epic Games pentru că ai ales ca în clipul de astăzi să ne fii partener și știu că foarte mulți dintre voi cunoașteți jocul Fortnite, dar pentru cei care nu-l cunoașteți și vreți să vă jucați, aveți primul link la mine în descriere. Plus că sezonul nou mi se pare foarte tare pentru că e inspirat din mitologia greacă. Sunt o grămadă de arme noi, foarte mulți zei pe care dacă elimini te poți bucura de superputerile lor și primești și o amuletă insane. Hai să vedem dacă am reușit să fac setup-ul în mașină. Bun, acum trebuie să ne mișcăm mega repede. Am făcut rost de prelungitorul ăsta de la Daniel. Hei, mulțumesc Daniel pentru acest prelungitor care mi-a făcut viața mai ușoară pentru că nu o să trească să dau drumul la un prelungitor pe geam peste curtea vecinului meu. Îl pune și noi acolo. Și nu o să pot să iau PC-ul meu pentru că am cable management, am astea făcut, dar o să-l fur pe ăsta de aici. Nu e al meu, dar nu contează. S-a făcut update-ul la Fortnite, avem ce să ne și jucăm. Hai să dăm drumul să facem cel mai insane setup în mașină. Mă rog, cred că o să fie făcut pe genunchi, dar încercăm. Stați așa că a venit un prieten să mă ajute. Salut Fiori. Salut Robi. Trebuie să luăm cablurile astea de aici. Asta e cablul de alimentare de la calculator. Bă, calculatorul ăsta e mult mai bun decât calculatorul pe care l-am eu. Calculatorul meu e... mi s-a ars placa video, e rău. Bă, mă mențin, m-am ridicat tare. Bun. Mamă, dă-i... greu. Profesorul scapi. Bă, și care e problema? Noi trebuie să adică am un prelungitor foarte lung. Trebuie să aruncăm de aici, acolo să ajungă la mașina mea. Dacă pic în curte la vecinul prelungitorul, ce facem? Mergem da? Cum când era mic, bă, ne dai și nouă mingea, ne dai și nouă prelungitor, un monitor. De la mine nu pot să iau, iau tot de la Adi. Și mouse-ul e tot și pe ăsta. Săracu Adi, bă. Lasă-l, bă, că demontez tot calculatorul aici. Ce face și pune el de astea pe teritoriul meu? Doamne, cât de greu să fie demo. Bă, cum facem să avem internet? Oare de asta era sticul ăsta? Deci calculator, monitor, mouse, tastatură. O iau și o pasta pe a mea, că îmi place mai mult a mea. Eu v-am zis că am cable management. Fiori a luat monitorul. Iau și o tastatura asta, pe care sper să nu o stric. Deci că o bagi în marsupiu. Păi marsupiu vine. Bă, eu totdeauna m-am întrebat cum e într-un marsupiu de ăla. O fi gen... cald așa. Cald, nu? Cald și eu mă gândesc cald. Păi, a, mi-am dat în gură. Nici n-am... ce? A dat în gură cu calculatorul că l-a ridicat așa. Ah, vrei să mergem cu scările, nu vrei cu liftul, a? Cine crezi că e aici cameraman profesionist să merg din timpul? Am uitat capurile. Mamă, eu vezi cum am oprit ușa. Bă, plouă? Hai repede. Uite-te pe mașină că a plouat. Mamă, cred că e stricat pisiu. Așa, mă. De ce l-am luat eu? L-am păcălit. Bun. Asta le-am băgat. Unde e? Opa, s-a pierdut. Dar de unde luăm curent? Ai niște băiat, nu s-a câștigat bine din YouTube și special pentru videoclipul ăsta. Am cumpărat un apartament. E plecat un prieten la oraș și a lăsat cheia la mine și pur și eu curent de la el. Prelungitor, în prelungitor, schimbă de români. Acum trebuie să pornim mașina și să plecăm în locul de unde o să luăm curent, pentru că de aici de la mine din apartament nu o să putem să luăm curent. Haide dacă pornește. Oh. E ceva cu care mă lupt în fiecare zi, stai niște, știi cum fac să o pornesc așa? O pornesc. O las. Mai faci așa. Și acum trebuie să-i fac așa, în continuu, vreo 5 minute. Ia dă să moară. Bun, acum hai să vă arăt așa pe repede înainte turul apartamentului pe care l-am cumpărat special ca să trag curent în acest clip. Bun, ideea e că eu în timpul liber mai fac muzică și am aici toate astea de DJ, mai cânt la pian, am și o chitară, am foarte multe chestii pe aici. Bucătăria, nimic special. Hai să vi-l fac pe repede înainte. Dormitorul nici nu vreau să vi-l arăt. Și aia e baia. Am venit aici ca să descuit terasa. Bă, sper că v-ați prins că nu e apartamentul meu și că nu l-am cumpărat, da? Ia lu noi tovarăș care mi-a lăsat și mie cheia să-mi fac de cap. Deci trebuie să iau un prelungitor să-l duc de aici. Fia, stai așa. E acolo prelungitorul, plângă. Am văzut, da. Mie frică de pe engine. Și mie să nu fie pe engine acolo, așa că nu o să merg acolo, o să-l desfac pe al meu. Mamă, dar te-ai pregătit de război cu ăsta. Mi l-a dat Daniel. Mulțumesc, Daniel. Avram, nu te supăra pe noi că îți facem pe aici modificări, dar avem nevoie, frate. Cum era să bubuie? Băi! M-am speriat, bă, băiatule. Ne-a prins, bă. Ne-a prins. Ce faci? Îmi fac un setup de gaming în mașină. Mai am un pic de cablu. Dacă bag ăsta aici, la mijloc e perfect. Îl facem aici în spate ca să se poată conduce mașina în timp ce ne jucăm, știi? Trebuie să trag scaunul meu mai în față. Eu l-am maxim în spate și pe spate. Punem PC-ul jos. Op, așa, ușor. Tastatura o pun și eu aici. Mouse-ul pun și eu aici. Monitorul, să văd unde îl pun cu ăsta, chiar nu știu. Să facem acum oare testul dacă pornește? 3, 2, da, pornește. Da, mă, da! Da, mă, da! Ok, ăsta a pornit. Cât de repede mă mișc, nu vine să cred. Ah, știi ce, n-am luat căști, dar cred că are monitorul ăsta boxe pe el. De-abia aștept să mă joc Fortnite pe calculatorul ăsta pe sezonul nou. Ia, vezi că s-a prins și monitorul, Fiori! Gata, fii atent, acum ar trebui să meargă. Mouse-ul e conectat, că e de la wireless. Îți face update. Bă, no! Ah, fii atent, ăla de net. Îl conectăm și pe băiatul ăsta aici, frumos. Ia uite, bă, cel mai bun moment să-și fac ăsta update. N-are loc. Da? Nu merge. Nu poți să las scaunul mai pe față ca să aibă loc pe cotieră? Asta e cât de în față pot. Da, încă am confeti în mașină de la prank-ul. Și avem și tastatura conectată, ăsta încă își face update, e... îl scap! 94%. Bă, dar în capul meu avea mai mult loc. Opa, așa. Vezi să stai aprins. Tare. Ușor. Da, așa că cred că am de conectat totul. Ce e, mă, punctul de presiune? Stai, mă, că asta e de-aia cu cablul șmecher. Tu nu vezi. Bun cablu. Nu. Aaa, știi ce cred că s-a întâmplat?
Știa fratele tău, era oprită ea din ea, gata, merge și tastatura. Bun, dăm în Epic Games și încercăm direct să pornim Fortnite-ul. Dăm și noi launch la Fortnite. Doamne, cât m-am chinuit, dar în sfârșit am mers. Imediat ne bagă și pe noi în joc să vedem dacă putem să dăm un meci să câștigăm. Dacă nu mergem la setup să vă arate fratele vostru cum se joacă. În sfârșit ne-a băgat și pe noi în Fortnite. Ia vedeți aici ce outfit-uri frumoase am eu. Ia zi, Fury, câștig sau nu? Nicio șansă. Mergem acum în Brawler Battleground pentru că e o locație nouă din sezonul ăsta. Dacă ați văzut în sezonul ăsta, sunt foarte multe chestii legate de zei, sunt foarte multe arme noi și super puteri. Am înțeles că dacă găsești puterea lui Zeus, nu are nimeni nicio șansă să te elimine, ba din contră elimini după toată lumea. Tu știi cât de greu e să te joci pe genunchi? Fury, nu l-am văzut pe ăsta. Prima eliminare. Eu vreau să-l elimin pe ăla, că ăla nu mă știe pe mine aici. Nu! Să nu ia puterea, puterea. Bă, a trecut prin scară. Chiar mă doare mâna rău de tot. E timpul pentru tryhard, nu? Dar stai așa că înainte vreau să vă battle pass-ul. Și cum am zis și în mașină, hai să ne uităm împreună la battle pass. Cerberus, evident upgrade style-ul de la el. Avem pe domnișoara Afrodita și evident upgrade-ul de la ea. Poseidon, evident upgrade-ul de la el. Domnișoara Meduza cu upgrade-ul de la domnișoara Meduza. Zeus, regele, cum îmi place mie să-l alin. Și aici l-avem pe zeul Zeus, mai rege. Artemis, cu upgrade-ul de la Artemis. Hades, cu upgrade-ul maxim de la Hades. Și vedeți că are și animație, tovarășu. Ia să vedem ce game mod vreau eu să mă joc. Vreau să mă joc cu build, vreau zero build. Hai că mă joc zero build. Și ca să facem tot challenge-ul mai interesant, o să mergem prin toate locațiile noi adăugate. Acum mergem în The Underworld. O să încercăm să eliminăm tot zeii, o să jucăm cu amuletele, super puterile lor și voi încerca să mă joc cu cât mai multe arme noi adăugate. Mă rog, acolo la început n-o să pot. Ce m-a păcălit băiatul ăla? Mamă. Păi și eu cum ies de aici vere la zero build? Opa, ia vezi și-l Bubble Junior. Uite și un AR nou. Oh, cred că e sniper. Da, e sniper. Ok, 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 ok. Nu știu dacă cine a dat după mine era player sau nu. Wow, cred că am făcut cea mai mare greșeală. Ăștia trag după altul. Uite, aripile noi. Aolo. Wow, perfect. Dar boții ăștia văd că se mai bat cu cineva. Ăsta e al player, perfect. Avem deja 3 eliminări. Mamă, a venit domnul fix pe mine. Acum a venit Hades. Oh, doamne, cât de mare e. Hades, stai potoli, Hades. Îmi dă. Perfect, l-am bătut. Mamă, vedeți că avem un loadout destul de bun. Bun, apa asta îți dă o super putere să te teleportezi. Hai să vedem ce face și amuleta pe care am luat-o. Aspect of Siphon, perfect, facem eliminare și primim regen la viață și la shield, cred. Hai să spunem și noi repede în zonă. Băi, cât de tari sunt aripile astea noi. Iată că e zona pe muntele Olympus. Dacă nu mă înșel acolo, da, uite, Edita, ai statuia, statuia lui Zeus. Mamă, m-aș simți atât de, nu știu, privit să mă bat acolo. Nu, nu aici, mai în el. Ok, merge și așa. Avem unul. Cât de tare e SMG-ul ăsta. Era să fiu eliminat. Și dacă aveți câteva tips and tricks să-mi faceți și mie viața mai ușoară, să-mi ziceți mie, băi, uite, Robi, puteai să joci așa faza aia sau puteai să folosești o altă super putere ca să elimini mai mulți jucători. Și dacă încă nu v-ați instalat Fortnite-ul, aveți primul link în descriere. Mulțumim foarte mult Fortnite pentru că ai ales să sponsorizezi mie acest videoclip. Vedem încă o amuletă pe hartă, mergem repede după ea. Vreau să am toate amuletele din joc. Fii atent că a dropat medalionul. Aripile lui Icarus, băi, băiatule. Nu știu, mi se pare că arată așa foarte maestos. Mergem repede să luăm amuleta, să facem multe eliminări meciul ăsta. Ia să iau, frate, shotgun-ul nou, măcar să-l încerc. Păi nu venim și noi la third party? Nu, 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 nu. Doamne, cât de OP e puterea lui Zeus, incredibil. O, da, mă, da! Nu! Nu! S-a întors roata, băieți, s-a întors roata, s-a întors roata. Am venit la third party, mi-am luat și eu third party. Am venit aici la Grimgate de data asta pe Battle Royale pentru că, bă, la zero build nu sunt eu cel mai bun player, dar promit că aici nu o să vă dezamăgesc. Bun, 40 pe cap, așa frumos cu ăsta verde. Vezi că de meci dă. Opa. Nu. Da, mă, da. Vezi că avem și Chains of Hades. Și a venit momentul să vă încânt și cu eliminarea zeului de aici. Mamă, întâi te bați cu câini. Wow! Doamne, ce m-am speriat! Aaa, vezi că am găsit fentă! Opa, 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 că ai venit aproape, șefule! Shotgun mitic! Și aspectul agilității! Și avem tot loadout-ul nou! Uite-l! Și cam asta a fost locația, cred, am eliminat toți playerii de aici. Dar vreau să mă joc rău cu super puterea lui Zeus! Acum hai să mergem să căutăm restul medalioanelor! Unde dă, bă? Opa, 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 opa! Nu! Mamă, că am salvat medalionul ăsta, sincer. N-am pierdut meciul de mai devreme, doar am venit la muntele Olympus. Mai bun eu? Eu, aveți vere, vorbim cu fântânița. Ce, mă? Da, mă, da. Challenge Zeus. Hai să vedem dacă putem să-l batem cu arma lui. Nu! Îi dăm așa cât își dă reload. Reload înapoi. Băi, am dat knock. Șefule, nu te nerva. Mamă, și acu' e mai puternic? Bă! Oh, nu!
Mi-a dat 1000 damage. Nu, Zeus! În sfârșit, medalionul și arma lui din nou. Zeus Huntress DMR și Aspect of Speed. Perfect! Oficerul, îmi pare că n-am putut să am meciul ăsta în mașină, dar credeți-mă că a fost foarte greu. Mă durea mâna rău de tot. Și am zis, băi, pentru ăștia care intrați măcar pe clip, să vedeți un gameplay tare. Mamă, vezi că băiatul ăsta știe ce face. Hai, vino să ne luptăm, să ducem și noi o luptă corectă. N-am vrut să fac asta. Hai, mă, să vedem. 40. Oh, l-am eliminat! Ok, am înțeles. Cu puterea lui Zeus am reușit să facem eliminarea de mai devreme. Hai să vedem ce reușim să facem cu aripile astea. Mamă, dacă găsesc pe unul să-mi dau dash așa din aer pe el, ar fi insane. Mă, e foarte verică că-l văd pe unul că vine din spate. 71. Acum, cu ajutorul superputerii de la Zeus, mergem și noi repede pe el, dăm un push. Ar apucat să-și dea heal? Măcar e zona pe noi și mai sunt încă 3 medalioane în joc. Jucăm joc cu răbdării. Oh, știți mimul ăla când vă zice prietenul vostru, bă, nu face pic? Opa, opa, opa. Nu, 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 nu. Da, mă, da! Fug și eu repede în zona așa. Trebuie să aterizez și eu repede aici. Uu, ce m-am speriat de pisica asta. S-a adus în zonă băiatul ăla. Încă o eliminare. Vreau să-l câștig cu 11. Nu știu cum am făcut calculul ăsta, iertați-mă. Perfect, încă o eliminare. Opa, ia uite-l pe băiatul ăla, de unde dă. Nu s-a învățat nimic de băiatul ăla. Am gloanțe multe, mamă, fii atent ce spam îi fac lui ăsta. Nu-i mai fac. Nu de alta, dar nu mai vreau eu, nu că mi-aș fi luat snipe sau ceva. Și am un HP. Lăsați în comentarii dacă credeți că am câștigat meciul. Și încă o dată mulțumim prietenilor noștri de la Fortnite care au sponsorizat acest clip. Aveți primul link din descriere dacă vreți să ne jucăm împreună Fortnite.